Tatăl nostru care ești în ceruri. As we study your word now. Acum când studiem cuvântul tău. We ask that you will please grant us the Holy Spirit. Te rugăm, Doamne, să ne dai Duhul tău cel sfânt. Make your word plain. Cuvântul tău să fie clar. Give us clarity of thought. Doamne, dă-ne claritatea gândului. And may we rightly divide the word of truth. Să putem împărți drept cuvântul adevărului. We ask all this in Jesus' name and for his sake. Rugăm toate acestea în numele lui Isus și de dragul său. Amen. Amin. Now, oftentimes, people believe that the third angel's message and the health message are two separate entities. Adesea oamenii consideră că cele trei solii cerești și mesajul reformei sanitare sunt două lucruri diferite. But I want to talk about the relationship of the body with the health and with the everlasting gospel. Vreau să vorbesc despre relația trupului cu Evanghelia cea veșnică și cu mesajul sănătății. First of all, I want to say to you that the Bible talks about that man, God wants to redeem us. În primul rând, aș vrea să vă spun că Dumnezeu vrea să ne salveze pe noi. Redeem. Să ne salveze. The Bible says, Biblia ne spune, turn in your Bibles again to haideți să deschidem din nou Sfânta Scriptură, Revelation 14:1. În cartea Apocalipsei, capitolul 14, cu versetul 1. Revelation 14:1. Apocalipsa 14:1. The Bible says, and I looked and lo, a lamb stood on Mount Zion. Apoi m-am uitat și iată că mielul stătea pe muntele Sion. And with him 144,000. Și împreună cu el stăteau 144,000. Having his father's name written in their foreheads. Care aveau scris pe frunte numele său și numele tatălui său. Now the Bible says that Jesus, John the Revelator is looking and he sees 144,000 standing on Mount Zion. Biblia ne spune că Ioan vede pe cei 144,000 stând cu mielul pe muntele Sion. Where is Mount Zion, by the way? Unde este muntele Sion? In Revelation 14:1. În Apocalipsa 14 cu versetul 1. Turn to Hebrews 12:22 and somebody read that for me in audience. Haideți să mergem în Evrei capitolul 12 cu versetul 22. Hebrews 12:22. Evrei capitolul 12 cu versetul 22. The Bible tells us, but ye have come, and I want you to notice the last part. It says, but ye have come unto Mount Zion. Și v-ați apropiat de muntele Sionului. To the Holy City, New Jerusalem. De cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc. To the innumerable company of angels. De zecile de mii de adunarea în sărbătoare a îngerilor. The Bible said Mount Zion is in New Jerusalem. Biblia ne spune că muntele Sionului este în noul Ierusalim. In the Old Testament, the word Zion represented meant the presence of God. În Vechiul Testament, muntele Sionului reprezintă prezența lui Dumnezeu. God said, I will dwell in Zion. Dumnezeu spune, eu voi locui în Sion. His presence will be with his people. Acolo unde este prezența lui cu copiii săi. The 144,000 are standing on Mount Zion. Cei 144,000 stau pe muntele Sion. They're standing in the presence of God. Ei stau în prezența lui Dumnezeu. In the New Jerusalem. În noul Ierusalim. Question. Întrebare. How can man in his fallen state ever stand in the presence of God? Cum poate omul în natura lui căzută să stea în prezența lui Dumnezeu? Something must happen in order for man to be able to stand in the presence of God. Ceva trebuie să se întâmple pentru ca omul să poată sta în prezența lui Dumnezeu. What is the glory of God like? Cum este slava lui Dumnezeu? Did not David said our God is like a didn't the book of Deuteronomy tell us our God is like a consuming fire? Nu spune și cartea Deuteronomului că Dumnezeul nostru este ca un foc mistuitor? His glory is like a what everybody? Consuming fire. Slava lui Dumnezeu este ca un foc mistuitor. Well, how is it that fallen men are standing in God's presence and not being consumed? Cum se poate ca omul căzut să stea în prezența lui Dumnezeu și să nu fie consumat? Where were 144,000 standing? Unde stau cei 144,000 în cartea Apocalipsei? At Mount Zion. Biblia ne spune că pe muntele Sion. But where were they standing in Mount Zion? They were standing in a certain locality. Dar ei stăteau undeva într-un anumit loc. Standing in Mount Zion before the throne. Ei stăteau pe muntele Sionului înaintea scaunului de domnie. Do you know anything about the throne? V-ați gândit vreodată la scaunul acesta? Turn in your Bibles for a moment to first of all, let's go here. First of all, who is promised to be at the throne? Întrebarea este cine despre cine se spune că este acolo. Turn to Revelation chapter 3. Haideți să ne uităm în Apocalipsa capitolul 3. Vrem să citim împreună versetul 22. The Bible says to him that overcometh. Versetul 21 și 22. Will I grant to sit with me on my throne? Ei voi da să șadă cu mine pe scaunul meu. Even as I have overcome.
după cum și eu am biruit, and sat down with my father in his throne. Și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. First of all, who's at the throne? Întrebare, cine este pe tronul acesta? Come on now, because that's why we have in this camp meeting. Camp meeting is a time for you to actually sit down and open up your Bible and be able to find these texts and we can sit down and share. Frații și surorile mele, motivul pentru care ne adunăm la tabără este să deschidem Biblia și să învățăm aceste adevăruri prețioase împreună. This is a time when you don't go by theory, you go by what the word of God says. Acesta este un timp când noi nu mergem prin teorie, ci printr-un așa zice Domnul. The Bible said that one that overcometh, those first of all they overcome. And first of all, overcoming sin, that's one thing. Când Biblia ne spune celui ce va birui, se referă la cei care vor birui în primul rând păcatul. If overcoming sin is not the issue, then we all can be saved in our sins. Dacă nu trebuie să biruim păcatul, atunci înseamnă că toți putem fi mântuiți în păcatele noastre. But if overcoming sin is a major issue, then you cannot be saved without overcoming. Dar dacă birui păcatul este o problemă importantă, nu poți fi salvat dacă nu biruiești păcatul. And whoever told you you can be saved in your sin? Oamenii care ne spun că putem fi mântuiți în păcatele noastre. And not overcome is a liar. Și să nu biruim, acel om este un mincinos. Remember, keeping God's commandments indicate that you are overcomers. Aduceți-vă aminte, a păzi poruncile lui Dumnezeu dovedește că ești biruitor. Remember what 1 John chapter 1. Întâi Ioan capitolul 1. You go there for a moment. Întâi Ioan capitolul 1. Are you there? I'll wait for you. I haven't got there yet. 1 John chapter 1. Întâi Ioan capitolul 1. Looking here at verse 4. Vrem să ne uităm împreună. He that saith, I know him, and keepeth not his commandments, is a liar, and the truth is not in him. 1 Ioan capitolul 2 cu versetul 4. Cine zice îl cunosc și nu păzește poruncile lui este un mincinos și adevărul nu este în el. Now, to keep not his commandments means that the person is in transgression to God's commandments. Acel om care nu păzește poruncile lui Dumnezeu înseamnă că de fapt le calcă. And we know that those who transgress the law, the wage of sin is death. Și noi știm că aceia care calcă poruncile lui Dumnezeu, plata păcatului, Biblia ne spune că este moartea. So the word of God is clear. Deci cuvântul lui Dumnezeu este clar. That if we're planning on being with Jesus, dacă plănuiesc să fim împreună cu Domnul Hristos, we must be overcomers. Noi trebuie să fim biruitori. To him that overcometh. Acelui ce va birui, will I grant to sit with me on my throne? Ei voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie. Even as I've overcome. Așa cum și eu am biruit. And sat down my father in his throne. Și am șezut pe scaunul tatălui meu de domnie. But overcoming involves taking care of your body, temple. A birui înseamnă totodată de a avea grijă de templul trupului tău. Why? Because the time is at hand. De ce? Pentru că timpul este aproape, este sosit. The time for what? Timpul este sosit the pentru time ce? Of probationary period about to close upon the human race. Timpul închiderii harului cu privire la omenire. Revelation chapter 1. În Apocalipsa capitolul 1, verse 3 told us. Vrem să citim în versetul 3, Biblia ne spune așa. Blessed is he that readeth and they that hear the cine citește și de cel ce ascultă. And they that hear the words of this prophecy. Cuvintele acestei prorocii. And keep those things which are written therein. Și păzesc lucrurile scrise în ea. For the time is at hand. Căci vremea este aproape. Time is at hand. The gospel. Vremea este aproape. Of what? The gospel of health. Evanghelia sănătății. I asked you earlier, I told you health and redemption are one. V-am spus mai devreme că sănătatea și mântuirea sunt lucruri foarte apropiate, sunt una împreună. The purpose of the plan of salvation is restoration. Scopul planului de mântuire este restaurarea noastră ca oameni. Of the image of God in man. Imaginea lui Dumnezeu trebuie restaurată în om. And Jesus spent more time healing than he did preaching. Și Domnul Iisus Hristos a pierdut mai mult timpul vindecând pe oameni decât predicând Evanghelia. In the book Medical Ministry, în cartea Lucrarea Medicală, Mrs. White writes, pagina 259, Sora White scrie, the principle of health reform, principiile reformei sanitare, are found in the word of God. Sunt găsite în cuvântul lui Dumnezeu. The gospel of health, Evanghelia sănătății, is to be firmly linked with the ministry of the word. Trebuie să fie ferm legată în lucrarea cuvântului lui Dumnezeu. It is the Lord's design. Este dorința lui Dumnezeu. That the restoring influence of health reform. Ca restaurarea influenței reforma sanitare. Shall be a part of the last great efforts to proclaim the gospel message. Să aibă parte în ultimele eforturi de a proclama Evanghelia și mesajul Evangheliei. It says the health reform.
Ea spune reforma sanitară. I was shown is part of the third angel's message. Mi s-a arătat că este parte din cele trei solii îngerești. Is part of the what? Este parte din ce reforma sanitară? The third angel's message. Este parte din cele trei solii îngerești. I just want you to remember that. It's, vreau it să is vă reamintiți acest lucru. E all foarte right? important. And it's just this closely connected with it as the arm. Și este atât de strâns legat cu acest mesaj ca brațul and hand. Și mâna with the human body. E trupul uman. I saw eu am văzut that we as a people must make an advanced move in this great work. Am văzut că noi ca popor trebuie să avansăm și să facem o lucrare mare în această lucrare. Ministers and people must act in concert. Pastori și popor trebuie să acționeze în direcția aceasta. God's people are not prepared for the loud cry of the third angel. Poporul lui Dumnezeu nu este gata pentru marea strigare a îngerului al treilea. They have a work to do for themselves. Ei trebuie să îndeplinească o lucrare pentru ei înșiși. Which they should not leave. Și nu ar trebui să o lase. For God to do for them. Pentru ca Dumnezeu să o facă pentru ei. He has left this work for them to do. Dumnezeu a lăsat această lucrare pentru ei să o facă. In teaching health principles. În a învăța principiile sănătății. Before the mind, the great object of reform. Pentru a păstra în minte marele obiect before the mind the great object of reform. Păstrați în minte marele obiect al reformei. That its purpose is to secure the highest development of body, mind and soul. Scopul reformei este să asigure cea mai înaltă dezvoltare a trupului, minții și sufletului. Show that the laws of nature. Arătați că legile naturii. Being the laws of God. Care sunt legile lui Dumnezeu. Are designed for our good. Sunt destinate pentru binele nostru. That obedience to them promotes happiness. Și ascultarea de acestea promovează fericirea în viața aceasta. In this life, în această viață. And aids in the preparation for the life to come. Și ne ajută în pregătirea pentru viața care vine. Lead the people to study the manifestation of God's love. Lăsați-i pe oameni să studieze manifestările dragostei and lui Dumnezeu wisdom in the works of nature. Și a înțelepciunii în lucrările din natură. Lead them to study that the marvelous organism. Lăsați-i să studieze că organismul acesta minunat, the human system, acest sistem uman, and the laws which it is governed, și legile de care acesta este guvernat, those who perceive the evidences of God's love, aceia care percep evidențele dragostei lui Dumnezeu, who understand something of the wisdom and benefit of his laws, care înțeleg ceva din beneficiile înțelepciunii legilor sale, and the results of obedience, și rezultatele ascultării, will come to regard their duties and obligations from an altogether different point of view. Vor ajunge să-și privească datoriile și obligațiile într-un tot alt punct de vedere. Instead of looking upon an observance of the laws of health as a matter of sacrifice and self-denial, în loc să privească legile sănătății ca o problemă de sacrificiu de sine sau renunțare de sine, they will regard it as a reality, ei vor as it really is. Aceste lucruri în realitate așa cum sunt ele de fapt, as an inestimable blessing. Ca o binecuvântare nemaipomenită. Ministry of Healing, page 147. Divina Vindecare, pagina 147. Now, I want to go to the Bible too, because I don't want to just give you just spirit of prophecy quotations. Aș vrea ca să mergem în Biblie, pentru că nu vreau să vă dau doar citate din spiritul profetic. That was all Ellen White. Mulți poate vor spune atunci, totul a fost din Ellen White. So I want to take you to the Bible too. I want you to turn me to, first of all, Malachi 4:2. Aș vrea să mergem în cartea Maleachi, capitolul 4. I want to see health reform in the light of the three angels' message. Cu versetul 2. Remember Revelation 14:7. Vă aduceți aminte ce spune Apocalipsa 14:7? Fear God. Temeți-vă de Dumnezeu. And give glory to him. Și dați-i slavă. Fear God and give glory to him. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă, spune Biblia. Let's see what does fear God carry with it. Haideți să vedem ce are acest mesaj a ne teme de Dumnezeu. First of all, turn me to Deuteronomy. În primul rând în cartea Deuteronomului. Chapter 10. În Deuteronom, capitolul 10, verses 12 and 13. Vrem să citim versetul 12 și versetul 13. Deuteronom 10, 12 și 13. The Bible says, and now Israel. Acum Israele. What doeth the Lord thy God require of thee? Ce alta cere de la tine Dumnezeu? But to fear decât să te temi the Lord thy God. Dumnezeul tău. Number one. În primul rând. To walk in all his way. Să umbli în toate căile lui.
and to love him. Să iubești. And to serve the Lord with all thine heart and with all thy soul. Și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău. Verse 13 said to keep the commandments of the Lord thy God. Versetul 13 să păzești poruncile Domnului. Keep the commandments of the Lord and his statutes which I command thee this day. Și legile lui pe care ți le dau astăzi ca să fii fericit, spune Biblia. All right, let's stop for a moment. Haideți să ne oprim pentru un moment. Deuteronomy told us Deuteronomul ne spune așa, fear the Lord, a te teme de Domnul means to walk in all his ways. Înseamnă să umbli în toate căile Domnului. All his ways is dealing with your health as well as with your spirituality. Toate căile Domnului înseamnă de asemenea și sănătatea, dar și viața noastră spirituală. All right? Your spirituality is only as good as your health. Viața noastră spirituală este atât de bună pe cât este sănătatea noastră de bună. If your mental health becomes impaired, dacă sănătatea noastră mentală este deficitară, your spirituality will be impaired too. Dar și viața noastră spirituală atunci va fi deficitară. Because the mind sympathizes with the body. Pentru că mintea este strânsă legătură cu trupul și trupul cu mintea. So, how healthy you are mentally. Cât de sănătos ești mental. Will determine how much you comprehend spiritually. Va determina cât de mult poți să înțelegi din lucrurile spirituale ale lui Dumnezeu. Is that true? Este adevărat lucrul acesta? Does the mind determine how well you comprehend spiritual things? Determine mintea cât de bine înțelegi lucrurile spirituale? Can you separate mental health from spiritual health? Putem separa sănătatea mentală de cea spirituală? No. Nu, frații mei. If you're mentally ill, dacă will you be ești mental bolnav, will you be a spiritual giant? Vei fi oare un om spiritual, un gigant în spiritualitate? If you lose your mind right now, dacă îți pierzi mintea ta acum, will you still be a spiritual, deep spiritual individual? Vei rămâne în continuare un om spiritual cu adâncime și o profunzime mare, așa or este. Will people be ready to lock you up because you are mentally ill? Which one will it be? Sau oamenii vor ajunge să te blocheze pentru că tu nu mai ești în stare să gândești cu mintea ta? Which one will it care be? Care dintre ele vor fi? The second one. Cea de-a doua opțiune, cu siguranță. So, we're going to find again. Vreau să mergem mai departe. Now turn me back to Malachi. Vrem să mergem în cartea Maleahi, capitolul 4. I want to show you the relationship between health reform vrem and the three messages. Vrem să vedem relația dintre mesajul reformei sanitare și cele trei solicitări. You just read that we said fear God and give glory to him. Noi am citit împreună teme-te de Dumnezeu și dați-i slavă. But under fear God there's a message of health. Dar atunci când ne temem de Dumnezeu este și mesajul reformei sanitare cuprins acolo. In Malachi 4:2. Maleahi 4 cu versetul 2. The word of God says, but unto you that fear my name. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, dar pentru voi care vă temeți de numele meu, shall the Son of Righteousness arise, va răsări soarele neprihănirii, with healing in his wings, și tămăduirea va fi sub aripile lui. Now a lot of us talk about 1888. Mulți oameni vorbim despre mesajul anilor 1888. Și noi ne întrebăm cu privire la Short și cei care făceau parte din această mișcare. There are some things about the 1888 committee with Wheeling and Short, I do not agree with. Este ceva în legătură cu acest comitet al 1888 cu care eu nu sunt de acord. Because Wheeling and Short, I think, jumped on some issues in justification that I believe this that they went off on. Pentru că acești frați, în mod deosebit fratele Short, au sărit cu privire la niște lucruri în îndreptățirea de credință pe care Biblia nu le vorbește. But I do believe in the message of righteousness by faith. Eu cred, frații și surorile mele, în mesajul neprihănirii prin credință. As the scriptures taught it. Așa cum îl învață Sfânta Scriptură. We do not accept Desmond Ford's position. Noi nu acceptăm poziția lui Desmond Ford și poziția lui teologică. Acea îndreptățire aceea falsă, am putea spune. Forensic justification means a man is justified. Care spune că un om este îndreptățit. And it's a legal act. Și este un act legal. And that's as far as it goes. Și numai aici, gata, s-a terminat totul. But we believe in a justification that means that man is justified by faith in Christ. Noi credem în acea îndreptățire, omul este socotit îndreptățit prin credința în Iisus Hristos. Through his acceptance of Jesus' death. Prin acceptarea morții Domnului Iisus Hristos pe Calvarul Crucii în dreptul său. As that individual accepts Christ and has surrendered his life to Christ, he is born and he receives the Holy Spirit and is born again. Și când omul acesta îl acceptă pe Domnul Iisus Hristos în viața lui și jertfa Domnului Iisus de la Calvar, este născut din nou și
primește Duhul Sfânt. And in that, și în momentul acela, the man is evidence of being born again. Evidența clară că omul acesta este născut de Dumnezeu și Duhul Sfânt lucrează în viața lui. Gives evidence of his justification. Și arată dovada clară că el este socotit în dreptății. And he receives imputed and imparted righteousness. Și el primește neprihănirea împărtășită și atribuită. Imputed righteousness for the forgiveness of the sins of the past. Pentru iertarea păcatelor din trecut. And the imparted righteousness of Christ, meaning having the power to obey now, present. Și neprihănirea împărtășită a Domnului Iisus Hristos, care ne dă putere acum să biruim păcatul astăzi. On a day-by-day basis. Zi de zi, prin puterea Domnului Iisus Hristos, moment de moment. And we believe that in that is justification and sanctification. Noi credem, frații mei, în îndreptățirea prin credință și prin și sfințirea. Because the agency that brings on sanctification is the Holy Spirit. Pentru că agentul care produce sfințirea în viața noastră este Duhul Sfânt. And so therefore that's what we believe. Noi credem lucrul acesta. That's what Jones and Wagner was preaching acest in 1888. Acest mesaj îl predicau și Jones și Wagner în 1888. And because Ellen White had endorsed Jones and Wagner's preaching in 1888. Și pentru că Ellen White a susținut predicarea lui Jones și Wagner în 1888. Some of the leading brethren did not accept her position. Unii dintre oamenii din conducere nu au acceptat poziția acestor frați. In these two young men. Printre acești doi tineri care predicau and atunci. And some of them did not like Jones and Wagner's position. Unora nu le-a plăcut poziția pe care au adoptat-o frații aceștia. And because Ellen White had endorsed it. Dar pentru că Ellen White împuternicea mesajul acesta și îl susținea. Some were determined to make sure that Ellen White would get moved out the way. Unii au lucrat cu toată puterea ca sora White să fie îndepărtată. And they decided they wanted to send her to Australia. Așa că au decis în cele din urmă ca sora White să fie trimisă în Australia. Thus there were those who were trying, who were denying the teachings of the spirit of prophecy. Acolo unde foarte mulți oameni negau scrierile spiritului profetic. In the issue of the 1888 message. În mod deosebit cu privire la mesajul 1888. And remember what Mrs. White said. Aduceți-vă aminte ce a spus sora White. Had the brethren accepted the message of 1888. Sora White spune, dacă frații noștri ar fi acceptat mesajul 1888, neprihănirea prin credință. 2 years later she wrote in 1890. Ea scria 2 ani mai târziu, 1890. That Jesus could have come. Spune, Domnul Iisus Hristos ar fi venit de mult. Had the message of 1888. Dacă mesajul din 1888 ar fi fost primit. She said, in that message was the beginning of the outpouring of the Holy Spirit. Spune, acel mesaj era mesajul care anunța revărsarea Duhului Sfânt. But because of unbelief. Dar din cauza necredinței. The message was withheld. Mesajul acesta a fost respins. And we've been waiting. Și noi așteptăm for it to come again. Ca acest mesaj să revină. The message of righteousness by faith is being revived again. Și frații mei, mesajul neprihănirii prin credință este reînviorat din nou. In the council of the true witness to Laodicea. În mesajul martorului credincios către biserica din Laodicea. And whether you accept it or not. Și dacă noi acceptăm sau nu acest mesaj. The message is going to go. Mesajul acesta va merge mai departe. Your eternal destiny will be decided. Destinul nostru veșnic va fi decis. Over righteousness by faith. Cu privire la mesajul îndreptățirii. For without the righteousness of Christ, you cannot stand against the mark of the beast. Fără neprihănirea Domnului Iisus Hristos, noi nu avem nicio șansă în fața semnului fiare. And that's why Jesus said, I counsel you to buy of me gold tried in fire. De aceea Domnul Iisus Hristos spune, te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. In 1 Peter 1:7, gold is a symbol of faith. În 1 Petru 1 cu versetul 7, aurul este un simbol al credinței. To show you that righteousness by faith is the heart of the message to Laodicea. Vreau să vă spun că mesajul neprihănirii prin credință este inima mesajului către biserica din Laodicea. In 1 Peter 1:7. În 1 Petru 1 cu versetul 7. Let's just see for a moment. Haideți să vedem împreună lucrul acesta. Mary said, I counsel you to buy me gold tried in the fire. Aduceți aminte ce spune Biblia acolo, vă sfătuiesc să cumpărați de la mine aur curățit prin foc. The Bible said that the trial of your faith, be it more precious than gold, though it be that perisheth not, that perisheth, though it be tried with fire, might be found unto the praise and honor of the glory at the appearing of Jesus Christ. Versetul 7 din 1 Petru capitolul 1. Pentru încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. But gold is a symbol of faith. Observați, aurul este un simbol al credinței, spune Biblia. But where does faith come from? Dar de unde vine credința aceasta? Romans 10:17. Roman 10 cu versetul 17, says, Biblia ne spune. So then, de aceea credința. Faith comes by hearing. Credința vine în urma auzirii. Hearing by the word of God. Auzirea vine în urma cuvântului lui Dumnezeu.
So your faith is increased by your hearing with the ear. The word hearing in the Greek means to hear with the ear to obey. De aceea, când noi vorbim despre auzire, cu urechile noastre vorbim despre acea auzire care dorește să asculte cuvântul lui Dumnezeu auzit. Your faith increases as you hear and obey the word of God. Credința ta va crește în timp ce tu auzi și asculți de cuvântul lui Dumnezeu. But what is the word of God? Dar ce este cuvântul lui Dumnezeu? What does the word of God teach? Ce ne învață cuvântul lui Dumnezeu? In 2 Timothy 3:16. În 2 Timotei capitolul 3 cu versetul 16. The Bible says. Biblia ne spune acolo așa. All scripture is given by inspiration of God. Toată scriptura este insuflată de Dumnezeu. And is profitable for doctrine, și for de reproof, folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte. For correction, for instruction in righteousness. Să dea înțelepciune în neprihănire. Wait a minute. The scriptures give instruction in what? Observați în ce dă scripturile înțelepciune, în ce? In righteousness. În neprihănire, spune Biblia. So when I choose to obey what God says in his word. Pentru că atunci când eu doresc să ascult ce Dumnezeu îmi spune în cuvântul său. And I apply the principles of his word to my life. Și aplic cu principiile cuvântului Dumnezeu în inima mea. What am I simply experiencing? Ce eu experimentez atunci? The scriptures give instruction in righteousness. Biblia ne spune foarte clar că toată scriptura este insuflată ca să ne dea înțelepciune în neprihănire. What am I experiencing? Ce experimentez eu atunci? Righteousness by neprihănirea prin credință, frații mei. Speaking about the elimination of sin in our lives also. Speaking of elimination of sin in our lives, yes, that's true. Vorbim despre îndepărtarea păcatului din viața noastră. But at the same time, what I'm simply saying is that righteousness by faith is simply taking God at his word and doing what is right in his sight. Mesajul neprihănirii prin credință este acceptarea cuvântului Dumnezeu și de a face ce este drept înaintea lui Dumnezeu. The Holy Spirit gives us the power to obey. Și Duhul Sfânt este acela care ne dă puterea să ascultăm de acest cuvânt. Remember Romans 6:16? Vă aduceți aminte de Roman capitolul 6 cu versetul 16? Know ye not? Nu știți? To whom you yield yourselves servants to obey? Biblia ne spune că dacă vă dați robii cuiva ca să-l ascultați, his servants you are to whom you obey. Sunteți robii aceluia de care ascultați. Whether sin unto death, fie că este vorba de păcat or care duce la moarte, unto righteousness. Fie că este vorba de ascultare care duce la neprihănire. The Bible says righteousness by faith is first of all based on your willingness to yield. Biblia ne spune că această experiență a neprihănirii prin credință o avem atunci când noi alegem să ascultăm. Either sin unto death, ori de păcat care duce la moarte. So whoever told you going to be saved in sin means you're going to be saved for the second death. Toți acei oameni care vă spun că puteți fi salvați în păcat, vă spun că puteți fi pierduți în cea de-a doua moarte, de fapt. We should be yielding unto obedience unto righteousness. Frații mei, nu ar trebui să ne prindem de ascultare pentru neprihănire. But who gives us that power to obey unto righteousness? Dar cine ne dă acea putere ca să ascultăm în neprihănire? We know it's the Holy Spirit. Noi știm că acesta este Duhul Sfânt. Look at Acts 5:32. Ia uitați-vă în Fapte 5 cu versetul 32. Acts chapter 5 verse 32. Are you there? Fapte 5 cu versetul 32. Biblia ne spune așa. The Bible says, but we are his witnesses of these things. Noi suntem martori ai acestor lucruri. And so also is the Holy Ghost. Ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu. Whom God has given to them. Celor ce ascultă de el, spune Biblia. That obey him. Celor ce ascultă de el. What does the Holy Spirit give? Cui este dat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu? He's given for the power of obedience. Duhul Sfânt este dat celor ce ascultă. Obedience unto what? Ascultare în ce? Romans 6:16 said unto righteousness. Roman 6:16 spune ascultare în neprihănire. And whose righteousness is it that we're going to have? A cui neprihănire vom avea noi? In Philippians 3:9. În cartea Filipeni capitolul 3 cu versetul 9. The word of God says again. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune acolo așa. I want to make it very plain for a moment. Aș vrea să arătăm lucrul acesta foarte clar din Biblie. The Bible says. Biblia ne spune așa. Philippians 3:9. Filipeni 3 cu versetul 9. And being found in him. Și să fiu găsit în el. Not having my own righteousness which is of the law. Nu având o neprihănirea mea pe care mi-o dă legea. But that which is through the faith of Christ. Și aceea care se capătă prin credința în Hristos. The righteousness of God by faith. Neprihănirea pe care o dă Dumnezeu prin credință, spune Biblia. And righteousness of God by faith takes in character. Neprihănirea prin credință în Hristos are face caracterul cuvântului Dumnezeu. The fruit of the Spirit. Roadele Duhului Sfânt. And the law. Și legea lui Dumnezeu. Because that's what it takes in. Aceasta implică neprihănirea prin credință. Question. Întrebare. Health reform. Frații mei, mesajul reformei sanitare. Is it legalism? Este oare legalism? Or is it righteousness? Sau este oare neprihănire? Because if it's legalism, pentru că dacă este legalism, then we don't have to follow it. Atunci noi nu trebuie să urmăm lucrul acesta. Now remember now.
If you're truly converted, aduceți-vă aminte, dacă suntem cu adevărat convertiți, you'll never be a legalist. Niciodată nu vei fi un legalist. And if you're truly converted, și dacă ești cu adevărat convertit, you won't be a legal, you won't be a liberalist, you won't be very, you won't be over liberal either. Nu vei fi nici foarte liber, da, între liberaliști. God doesn't need legalists. Dumnezeu nu are nevoie nici de legaliști. Legalists who follow things to the T but have no love, no joy. Oameni no care urmează simple, lucrurile până la solutions. Literă, virgulă, dar nu au nicio bucurie. Nu au nicio fericire, nu au nicio soluție practică în probleme. God does not need legalists. Dumnezeu nu are nevoie de legaliști. And he doesn't need liberals. Dar Dumnezeu nu poate folosi nici pe cei care sunt liberali. Who believe that there's no standard at all. Care cred că nu există niciun standard deloc. We just believe on Jesus and do what we want to do. Tot ce e important este să credem în Hristos și să facem ce vrem noi. And we can lower the standards in the church. Și să coborâm standardele în biserica lui Dumnezeu. Just bring them in anyway. Aduceți-le oricum. They'll get it sooner or later. Ori ieși ele cândva. Oh really? O, oare e adevărat lucrul acesta? I thought the Bible says, go ye therefore and teach all nations. Eu credeam că Biblia mea spune, duceți-vă și învățați toate neamurile. Teaching them to observe all things whatsoever I command you. Și învățați-i să păzească orice lucru pe care vi l-am poruncit. And lo, I'm with you all way even to the end of the world. Și să mergeți până la capătul lumii. It said, teach them. Biblia ne spune, învățați-i. It didn't say, lower the standard. Biblia nu ne spune, coborâți standarde. It says, teach them to observe all things. Biblia ne spune, învățați-i să păzească toate lucrurile. Whatsoever I command. Toate lucrurile pe care vi le-am poruncit. That's what Jesus said. Aceasta a spus Domnul Iisus Hristos. And if the master said it, we ought to be, obedient. A spus lucrul acesta, noi trebuie să ascultăm de stăpânul nostru. But now going back. Dar aș vrea să mă întorc, frații mei. Remember Malachi 3? 4:2 we Malachi 4:2 ce am citit de Maleah 4 cu versetul 2. Haideți să citim încă o dată versetul acesta. Dar pentru voi care vă temeți de numele meu. Fear means to love. A te teme înseamnă să iubești. To reverence God. Înseamnă să asculți pe Dumnezeu, to walk să respecti, in all his ways. Să umbli în toate căile sale. And to keep his commandments. Și să păzești poruncile lui. And you to fear my what? Dar pentru voi care vă temeți de ce? My name. De numele meu. What is name talking about? Despre ce vorbește numele acesta? For those of you who love me and will take on my character. Aceia care mă iubiți pe mine și care veți dori să aveți caracterul meu. Christ can never force his character on you. Domnul Iisus Hristos nu poate forța caracterul lui în viața noastră. The taking on of Christ's character is a voluntary act. A avea caracterul Domnului Iisus Hristos este un lucru voluntar, de bunăvoie. God will never force himself. Dumnezeu niciodată nu se va forța you pe sine, fall in love with him to the point noi you trebuie want his character. Să ne îndrăgostim de Dumnezeu încât să dorim caracterul acesta. When people really love something, atunci când oamenii iubesc cu adevărat ceva, it can actually change their life. Le poate schimba cu adevărat viața lor. If a man really loves a woman, dacă un bărbat iubește cu adevărat o femeie, she can actually change his life. El poate cu adevărat să schimbe viața lui. There are some women that have changed the lives of men. Și sunt femei care au schimbat viața bărbaților. Because the man fell in love with her character. Pentru că femeia s-a îndrăgostit de caracterul acelui om. We are creatures of change. Noi suntem creaturi care ne putem schimba. We are changed by beholding. Noi suntem schimbați prin ceea ce privim. And the best changes that have always taken place are the changes that takes place out of love. Și cele mai bune schimbări care se pot fi în viața noastră sunt acele schimbări provocate din dragoste. Especially love and reverence for God. În mod deosebit dragoste și reverență pentru Dumnezeu. With an ardent desire to do the things which are pleasing in his sight. Cu o dorință arzătoare de a face lucrurile care sunt plăcute înaintea lui Dumnezeu. What was Enoch's testimony before he was translated? Care a fost mărturia lui Enoch înainte ca să fie înălțat la cer? That God forced him to walk in his ways? L-a forțat Dumnezeu pe Enoch să umble în căile sale? That God threatened him and said, Enoch, if you don't walk in my ways, you're going to be lost. L-a amenințat Dumnezeu pe Enoch și a spus, Enoch, dacă nu o să umbli după căile mele, o să fii pierdut. What was it that brought Enoch? What was Enoch's testimony? Care era mărturia lui Enoch înainte să fie înălțat la cer? The Bible says in Hebrews 11:4-5, it says, he pleased God. Biblia ne spune în Evrei 11:4 și versetul 5 spune că Enoch era plăcut înaintea lui Dumnezeu. Unto you that fear my name. Dar pentru aceia care vă temeți de numele meu. Shall the sun of righteousness. Spune va răsări soarele neprihănirii. Unto you that love my character. Aceia care iubesc caracterul meu. Shall the sun of righteousness. Soarele neprihănirii. Arise. Va răsări. With healing in his wings. Și tămăduirea va fi sub aripile lui. If you look this word up healing. Dacă vă uitați la cuvântul acesta tămăduire. In the Hebrew. În ebraică. It means to provide a remedy. Înseamnă a aduce un remediu. It means simple remedical treatment. Înseamnă simple
Remedii naturale. It also means a medicine. Totodată reprezintă un medicament. Meaning that with Jesus' message on righteousness, împreună cu mesajul neprihănirii Domnului Iisus Hristos, frații mei, will come a message on health. Va veni un mesaj cu privire la sănătate. It says healing in his wings. Spune că tămăduirea va fi pe aripile lui. In the Hebrew, the word wings is the word kanab. Cuvântul acesta, aripile lui, în ebraică este canab. It means the border of a garment. Spune poalele unei haine. Așa se traduce cuvântul acesta, aripile lui. Do you remember anybody that had a problem touching a border of a garment? Vă aduceți aminte pe cineva în Biblie care avea o problemă de sănătate și s-a vindecat atingând poalele unei haine în Biblie? Do you remember any health story about a border and a garment? Vă aduceți aminte despre o problemă de sănătate și o haină care a fost atinsă? A woman had an issue of blood. O femeie care avea o scurgere de sânge. She had been to many physicians. Și femeia aceasta a fost la mulți doctori. None of them could help her. Niciunul dintre ei nu a putut să-l ajute. Then she heard that Jesus was passing by. Și apoi a auzit că Domnul Iisus Hristos trecea pe acolo. The Bible says she said to herself. Biblia ne spune că ea și-a spus. Because she had had her infirmity for so many years. Ea era bolnavă de atât de mulți ani. She would have to cry unclean. Ea trebuia să strige în timp ce mergea necurat. Unclean, she would cry. Necurat. But yet all she said, if I could just touch. Dar tot ce a spus, dacă aș putea doar să ating. The hem pe acela of his garment. A poala hainii sale. If I could touch the border. Dacă aș putea să ating poala hainii. If I could touch the canab. Dacă aș putea să ating canab, aripile sale. That last little hem, that border. Acea poală, ultimul loc din haina sa. What is it about the border? Ce este această graniță? She didn't say if I could touch his hand. Nu spune dacă aș putea să ating mâna lui. All she felt is if I could just touch the border of his garment. Ea s-a gândit să atingă sfârșitul hainei sale. What is it about a border that's so important? De ce este atât de importantă această parte? In ancient Israel times, în Israelul din vechime, early when Israel came out of Egypt, când poporul Israel a ieșit afară din Egipt, God told them at times that they needed to wear a uniform. Dumnezeu le-a spus că va veni un moment când ei vor trebui să poarte o uniformă, o haină specială. And in Numbers 15. În Cartea Numeri, capitolul 15. Numbers chapter 15. Are you there? Numeri, capitolul 15. Suntem acolo. Should be with me now. Numbers 15. Ar trebui să fiți deja acolo cu mine. Looking at verse 38 through 40. Numeri 15 de la 38 la 40. And the Bible said, and speak unto the children of Israel. Vorbește copiilor lui Israel și spune-le. And bid them that they make them fringes in the borders of their garments. Să-și facă din neam în neam unciucurile la colțurile veșmintelor lor. Throughout their generation. De-a lungul generațiilor. That they put upon the fringe of the fringes of the borders a ribbon of blue. Și să pună un fir albastru peste ciucurile acestea din colțurile veșmintelor. And it shall be unto you for a fringe. Și când veți vedea ciucurile acestea, să vă uitați la el. That ye may look upon it. Să vă uitați la el. And remember all the commandments. Și să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului. Of the Lord and do them. Ca să le împliniți și să nu urmați. And that ye seek not after your own heart. Și să nu urmați după poftele inimilor voastre. And your own eyes. După poftele ochilor voștri. After which you used to go a whoring. Ca să vă lăsați târâți la curvi. That ye may remember. Să vă aduceți aminte astfel. And do all my commandments. De poruncile mele. And be holy unto your God. Să le împliniți și să fiți sfinți pentru Dumnezeul vostru. The Bible shows us that the commandments, the border represented the commandments of God. Biblia ne spune că acele colțuri de la haină, sfârșitul hainei, arăta la poruncile lui Dumnezeu. By the way, was Jesus a living personification of the word of God and his commandments? Apropo, era Domnul Iisus Hristos o reprezentare vie a cuvântului lui Dumnezeu și a poruncilor lui Dumnezeu și a caracterului său? Was he? Era el? Yes. Da. And so when the woman touched his garment. Atunci când femeia aceasta s-a atins de hainele sale. The spirit of prophecy says in Desire of Ages it was a touch of faith. Spiritul profetic spune în Cartea Hristos Lumina Lumii că acea atingere a fost o atingere a credinței. That if she could touch Jesus by faith she could be healed. Credința care spunea că dacă l-atinge pe Domnul Iisus Hristos prin credință avea să se vindece. When Jesus was in that crowd. Domnul Hristos era în mulțimea aceea. There were people that were thronging him. Erau oameni care se îmbulzeau în Domnul Iisus constant. And can you imagine? Și vă imaginați atunci. The woman reaches out. Femeia aceasta ajunge și l-atinge pe Domnul Iisus. Touches Jesus
him. Și atinge colțurile hainei sale. Feels the healing power coming from Christ. Femeia aceasta simte puterea vindecătoare a Domnului Iisus Hristos lucrând în ea. Jesus stops. Iisus se oprește. And says, "Who touched me?" Și el întreabă atunci cine s-a atins de mine. You don't get the picture, do you? Dumneavoastră înțelegeți ce se întâmplă acolo? He's constantly being thrown. Domnul Iisus este îmbulzit din toate părțile. He stops in the midst of the crowd. Și acum el se oprește deodată. And says, "Who touched me?" Și el spune cine s-a atins de mine. Who touched me? Cine s-a atins de mine? Peter said, "Master, the crowd thronged thee." Petru spune, stăpâne, învățătorule, mulțimea te îmbulzește. They crowd you, they bump you. Ei te împing, te lovesc, te ating. And thou sayest, "Who touched me?" Și tu mai întrebi cine s-a atins de mine? Jesus looks at Peter and said, "You don't understand." Iisus îi spune lui Petru, tu nu înțelegi nimic. I'm telling you that somebody touched me. Eu spun că cineva s-a atins de mine. By faith. Prin credință. Virtue. Cu adevărat, power, putere, healing power, putere vindecătoare, has left my body. A coborât asupra acelui om. And when the crowd is moved away, și când mulțimea s-a dat la o parte, there stands a woman trembling. Și iată stă acolo o femeie care tremură. But her issue of blood is dried up. Dar scurgerea ei de sânge este rezolvată. Trembling and in tears. Și femeia aceasta tremurând și în lacrimi. Tears of joy flowing down her cheeks. Lacrimi de bucurie pe obrajii ei. Because she's been healed. Pentru că ea a fost vindecată. Fear, vindecată de ce? She's put on the spot. Pentru că ea este acum dată la o parte. But then Jesus turns around and he says, "Woman." Dar Iisus se uită la ea și spune, femeie. Thy faith. Credința ta. In my righteousness. În neprihănirea mea. Has made thee whole. Te-a făcut pe tine sănătoasă. What was the woman touching? Care era atingerea acelei femei? A garment. O haină. But what type of garment did Jesus wear? Dar ce fel de haină purta Domnul Iisus Hristos? Was it the garment or was it the character? Frații mei, era haina importantă sau era caracterul Domnului Iisus Hristos? It was the character. Era caracterul Domnului. In Iisus. The garment. În haina aceea. With healing power. Cu putere vindecătoare. Because the principles of restoration was in Christ. Principiile restaurării sănătății se găseau în Domnul Iisus Hristos. And he was living power. Și Hristos era putere vie. Question. Întrebare. Have you touched? Te-ai atins și tu? The hem of his garment lately? Te-ai atins și tu de poala hainei Domnului? Have you seen your need? Ai văzut și tu nevoia ta de to reach out by faith? Ai văzut și tu nevoia să alergi prin credință la El să te atingi? And touch Jesus? Și să te atingi de Domnul Iisus Hristos? Claim his promises? Ai cerut tu promisiunile sale în viața ta? Bring sa. The principles of love, joy, ai avut, peace. Ai primit tu principiile bucuriei și dragostei și a păcii? And health and restoration și a sănătății și restaurării în viața ta? Oh, he's waiting. O, frații mei, Domnul Iisus așteaptă. Don't you want him to say? Nu doriți ca și el să ne poată spune și nouă astăzi? Who touched? Cine s-a atins de mine? Don't you want him to turn around and say, "Who touched?" Nu aș vrea ca Iisus să se întoarcă astăzi să spună cine s-a atins de mine? For virtue. Prin virtute. Power. Putere. Restorative power. Putere restaurativă. Healing power. Putere vindecătoare. Has left my body. A ieșit de la mine. Who touched? Cine s-a atins de mine? I pray you will touch. Frații mei, mă rog ca dumneavoastră să vă atingeți de Domnul Iisus. Câți dintre dumneavoastră ar vrea să help spuneți, me understand better the health reform message. Doamne, te rog, ajută-mă și pe mine să înțeleg mai bine mesajul reformei sanitare. Doamne, ajută-mă să te ating prin credință și of your righteousness. Doamne, vreau să primesc și eu neprihănirea and ta. Experience the healing. Doamne, vreau să primesc și eu vindecare that's de la tine. In the borders of your garments. Doamne, vreau să primesc și eu acea vindecare care vine în poalele hainei neprihănirii tale. That's your desire. Dacă este dorința dumneavoastră, frații mei, vă invit să ne rugăm Domnului. Father in heaven, Tatăl nostru care ești în cer, we thank you for your blessings. Noi îți mulțumim pentru binecuvântările tale. We pray and ask that you will help us touch the hem of your garment. Doamne, dorim să ne atingem și noi de poalele hainei tale. For you said that you are a great high priest. Tu ai spus că ești marele nostru preot. And the good news is you can be touched. Vestea cea bună este că tu poți să fii atins, Doamne. With the feeling of our infirmities. Cu toate aceste slăbiciuni ale noastre. And that you can give us grace. Tu ne poți oferi har, Doamne, ca să ne ajuți la vreme de nevoie. Doamne, Tu ai putere vindecătoare. Puterea vindecătoare este valabilă fiecăruia și disponibilă.
to meet the conditions. Dar Doamne, ajută-ne să împlinim condițiile tale. Ca vindecarea să poată veni la noi. Whereby we can follow your laws of health. Ca noi să putem urma legile tale ale sănătății. And know that as we trust in divine power. Și să înțelegem, Doamne, că dacă ne încredem în această putere divină. We shall be healed. Noi vom fi vindecați. We shall be restored. Noi vom fi restaurați. All according to your will. Doamne, totul în conformitate cu voia ta. By faith. Prin credință. In Jesus' name we pray. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat. Amen. Amin.